Dragi cetățeni, cunoaștem cu toții persoane care fumează. Avem prieteni, colegi, rude, care au avut de suferit de pe urma bolilor cauzate de tutun. În ultima perioadă se discută pe larg în societate un proiect de lege aprobat recent de către Guvernul din Republica Moldova, care își propune să protejeze sănătatea cetățenilor țării noastre. Așa începe un spot social în care apare premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, și îndeamnă oamenii din întreaga țară să se lase de fumat. La noi se fumează mult. Mult și pretutindeni. Fiecare al treilea cetățean din Republica Moldova fumează și cu tristețe trebuie să mărturisesc că fac acest lucru și copiii. 750.000 de cetățeni din Republica noastră fumează, ceea ce ne-a plasat pe locul 4 în Europa. În contextul spotului social, Iurie Leancă afirmă că executivul este dator să protejeze sănătatea populației, în special a copiilor. Materialul video a fost realizat urmare a proiectului de lege aprobat de guvern pe 17 decembrie 2013, care își propune să protejeze sănătatea oamenilor. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament.